deschid, dincolo e unul care deschide ușa la biserică. Deschideți porțile raiului să intri Sfântul cel mai păcătos. Cine este acel Sfântul păcătos? Este fratele tău care vrea să stea de vorbă cu tine ca astăzi să ne meargă bine. Că preacucenice părinte mă binecuvântează pe mine și pe dumetale. Noi astăzi ne-am întâlnit ca să stăm de a vorovi, înainte de a plănui ceva. Eu zic de aici... Să iau din glaja ta. Nu. No. Pălincă de prună curată de Dumnezeu lăsată. Pălincă de prună bună, care mare, mai oasă și întărești vână. Doamne ajută! E bine că am vorbit și pe limba mea. Doamne ajută și de sănătate. Prima dată luminești să mă întorc invers. Dar din știi tu că nu-mi place să stau cu curul cât ai... Ești Damnio? Ți-ai găsit nașul. Noi venim de departe, frăciuțul meu. Să-i frăciuțul. Și astăzi avem o situație deosebită. Vrem să ne norocim... Bătați-mă! Stai acolo! Până intrăm. Executare. Azi vrem să ne norocim sau fericim un tânăr băiat care Dumnezeu l-a ajutat mari. Nu chiar la stat, dar mare la buzunar. Uite, însoțistă, mândru alai, frumos, de la Botiza venită cu frații Sicuța de împreună. Și cei bătrâni și cei tineri. Bătrâni, mai născut mai devreme. Noi vrem astăzi tânărul ăsta și caută o mândră frumoasă, aleasă, mândră frumoasă. Dacă cumva din întâmplare la acest număr de casă, cred că e după în 1172, de atunci datează antul, o mândră frumoasă pe nume de Larisa, că vrea să o ducă la el acasă, să-mi pupească, să-mi florească mulți copii la casa lor să crească. Dar eu am auzit așa, mereți că acolo este o poartă împodobită. Scrie, bine ați venit din coace de la Sobolat. Bine ați venit. Asta-i primit, da. Am auzit că este oameni domenii, zice, tip. Primești în curte, te pune la masă. După aceea în casă, după aceea în toată. Da, te după cunosc eu povestea ta. A, ne cunoaște. Nu toată lumea, după cine te cunosc, ajunge. Dacă cumva din întâmplare la această casă frumoasă, reparată recent și făcută, că dacă nu erau cei care veniți de departe în această localitate, nu, domnul Herman, cât erau picate? Acum mulțumită noi, celor care au venit și au aranjat. Sfântule Marieta! Da. Eu nu știu de așa ceva. Da. Eu sunt acela o petrecere, invitat, nu habar n-am despre ce-i vorba, dar dacă mai îmi dai o gură din glaja ta, oi meri și oi cerceta, și-o vedea ce m-o afla, și apoi poate eu îndruma la această cinstită casă, unde e frumoasă, mereasă, cum zici tu, și apoi o vedea ce-o fi. Ia de acolo și nu-mi dai frate de pretenții. Știu. Din totdeauna grăitorul s-a numit și Gudă, care da. Latră la tine în curte. Așa că, fratele meu Gudă, eu-i meri și-o-i cota și-o-i aduce și-o-i afla. Până atunci, invitații noștri, oaspeți de departe, veniți, nu i-am lăsat așa de mijlocul drumului până am găsit noi casa. Da. Vă invit să intrați înăuntru și apoi mea și-o-n cota. Și-o găsi. Uite, om de omenie care în casă ne primește, da, zice, la masă, pardon, am uitat. Păi da, urmează masă, după hai. Ce... Haideți, oameni de omenii, muzica! În curte ne-am băgat. În casă urmează. În casă urmează. La masă. Dar eu am încredere în frătiuțul meu, că mi-a fost subordonat. Cum am încredere în cămeașa mea? Sara o pun într-un loc, dimineața o găsesc în altă parte. Că ui, că am fost bab. Așa, doi mari. Hai, frătiuțul meu, să ne înțelegem, să ne binecuvântăm. Să vedem dacă avem ceva. Da, eu tot i-am dat, el nu m-a binecuvântat. Primește-o, Doamne, și pe aceasta. Marș cu tine la întunerică, că tu ești năcazul vieții mele.
În numele Tatălui, a Fiului, Fiii Tătă Sticla Sfântului. Tu pui gura o scui fundul, acum. A venit frățiețul meu. Cum v-am promis, o mereu și-o căuta și-o mă duce ce-am aflat. Da, dacă i-a aflat, de-aia Dumnezeu sănătate și-o bat în chini. Așa și de mine să mă bateți Dumnezeu, bravo. Nu, frate, nu știu eu ce aduci tu, mă, ce te rușinești, mă, ce te rădăi, da, asta. Fratele meu, Sfântul Dumnezeu, ce binecuvânteze cu ea. Asta e pentru mirelito. Mă scuzați, copii, asta e mireasă urâtă, cine a dus-o s-o și în bucure. Asta nu-i mireasa noastră, bătă dracu în pula voastră și să fie cu mașină și o fută și de o altă. Ia să vedem ce avem aici. No, treabă vouă, nu vă treabă, hai asta, și stai și spune. S-o prezinti la mire, zi, treabă eu, nu e treabă. Stai și vedem, dar nu dau la mire orice. Dacă mie nu-mi trebuie, cum să-i trebuiască lui? Eu aș vrea, nu mai întrebă de spălat vasă, că eu și-o cumpăram în iară mașină, dar cine să curățească crompile în locul meu? Eu îți dă servii. Hai, mă, și vedem cine e. Bă, dar pui... Nu știu, dracu, nu cotatul, mirele nu mai are voie jucate cu. Nu. Fii atentă. Păi nu acolo s-a uitat prietenul, nu l-ai văzut. Nu s-a uitat la ochi, el s-a uitat între picioare prima dată. Sigur nu o să găsește mândre floare. Ia, mirii mei, să trebuie așa ceva. Eu lăsăm la Radu? Da. Nu. Cine i-a dus-o să o folosească? Frasă, dar înainte, da, stai și vedem frăciuțul meu, înainte de a pleca, a avut curajul să se arate cinii. A avut curajul. Dar noi ne rugăm la Bunul Dumnezeu să o binecuvânteze, să-i dea sănătate. Așa. Să aibă parte de iubire, pită albă pe masă și multă sănătate în casă. Da, și dacă o mai putea, să mai vină și la fata cealaltă. De dincolo și de dincoace. Doamne ajută! Mulțumim, Doamne ajută! No, da, dar stai și-o văd, Doamne, ce nimeni. Arătă-te mireasa mea. Așa. O, să rămână. Îmi dați voie. Să rămână. Soacra mică îi fudulă, tătă noapte joacă nuntă. Oh, mulți ani! Nu, 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 n-a avut nimic! Mulți ani! Am crezut că mă păcălești! Nu fac, fac ca lucruri, dar le văd eu! Haideți aici, din coață, nu facem să... de acolo, așa! Să nu facem să treacă pe nici. Ca să puteți voi să... Dragul dragă meu. Colegule, da. Secundă, prezint-o domnului Mire, îi sau nu-i dânsa? Pe asta am vrut și eu întâlnit. A, zic, am văzut dragul, dragul meu frăciuț, îți mulțumesc că nu m-ai mințit încă o dată. Deci a fost... Ești fair play, deci, d'accord, când ai asta. Bani, prim, bei prima bere. Asta e. Sigur e asta? Sigur. Nu e asta la altă. Nu e asta la altă. O secundă atunci. Ai vrea tu? Dragul meu Mire, deci sigur e asta. Sigur. Ți-ai ales-o tu. Ăsta e locul. Da. Ăștia noi după 35 de ani de căsătorie, știi cum să spuneau? Asta e mândra, ăsta e locul, aici ți-ai făcut un loc. Stimați și dragi miri, stimați și onorabil nași, stimată adunare, dragi nuntași, orice lucru bun și frumos la noi l-a rămân să începe cu o rugăciune, de obicei cu rugăciunea dumneavoastră. Așa că v-aș ruga, împreună și cu colegul meu Guda de lângă mine, să ne rugăm toți. Oameni buni! Alo! Să ziceți Sfânta rugăciunii, vă rog, dacă aveți respect față de el, de mine nu. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.
sky.